Mega racheta lui Musk rămâne lipită de pământ, însă SpaceX a hotărât că Starship rămâne pe pământ cu 15 minute chiar înainte de lansare. Acum Musk mai are de stat cel puțin 2 zile până când o să poată să încerce din nou să trimită Starship în spațiu. Racheta a rămas pe pământ din cauza unei valve de presurizare stricate, care împiedică prima etapă a lansării. După lansare, Starship va fi cea mai puternică rachetă din istorie care pleacă în spațiu. Are 33 de motoare Nemo. Nu prea înțeleg ce-i cu rateurile astea. Mădălin, știi tu? Da, până la urmă, da. Musk... Da, le știm pe toate. Musk, până la urmă, nu a avut încredere mare în racheta de astăzi. Chiar cu câteva ore înainte de lansare a spus... Băi, ceva. Eu sunt mulțumit dacă ea se ridică de la sol înainte să se întâmple ceva. E cam tânăr Musk, de la vârsta asta e mulțumit dacă doar se ridică. Racheta, Alex, racheta trebuia să se ridice și să meargă spre spațiu. În același tweet, Musk a și spus că există șanse să amânăm lansarea de astăzi. O să mai încerce din nou peste 2 zile, cel mai probabil, că nu se dă bătut Musk niciodată, îl știm. E o joacă din asta lui de copil mare, cum face Musk cu orice... Păi nu cred că e tocmai o joacă, pentru că asta vine și cu niște, mă rog, cu abordare mai nouă. În primul rând că este mult mai mare, da? Asta nu mai lasă module în urmă, nu? Asta aterizează așa cum pleacă, așa și aterizează. Nu? Da, așa cum pleacă, așa aterizează, ar trebui să fie foarte cost efficient, așa, pentru companiile care trimit rachete în spațiu, pentru că poți să o reutilizezi. Deci nu vorbim că... ca până acum mai iei piese din ce găseai, poți să o reutilizezi complet, ceea ce e foarte tare. Dar cred că și următoarea lansare o să aibă probleme, cred eu așa, e un pic cam prea devreme. Vorbim de o rachetă cu 33 de motoare, dar cea mai puternică cea rachetă mai din spune. E un colos, e absolut un colos. O să iasă lui Musk. Până la urmă o să iasă și nebunia asta. Dar cred că o să mai dea peste niște probleme pe drum. Știi? Că e... Racheta asta a venit așa, gata de lansare, de nicăieri. A fost foarte mult timp ținută în laborator, au făcut ei niște teste, ce au făcut cu ea în spate, în depozit, au scos-o acum, gata, o lansăm, direct. De obicei, înainte să lansezi o rachetă, istoria ne arată că te lovești de câteva... Păi și e bine că te lovești acum, până să pui echipaj uman pe ea, e bine că te lovești acum, pentru că, uite, sunt probleme pe care le poți rezolva. Bine. Mă rog, situații nu sunt neapărat probleme, e o provocare, da? E 100% clar că n-ai putea să pui în asta un echipaj uman. Până la urmă, e un prototip de dimensiuni enorme. Cam asta e Starship în momentul ăsta. Dar viitorul sună bine. Pentru Marte încă e departe, dar... Măcar pe lună câte ceva. Eu observ că le place tuturor din domeniul ăsta să se joace. Am văzut-o zilele astea pe noua directoare, o nouă directoare de la NASA, da? Care n-a vrut să jure pe Biblie, a jurat pe cartea Pale Blue Dot a lui Carl Sagan, pe Biblia lor, practic. Biblia, da, Biblia astrofizicii, pentru că ea și zicea Mackenzie Listrup, noua directoare de la agenția pentru zboruri, deci prima divizia de la comanda Centrului Spațial Goddard. Da. Ce a însemnat Carl Sagan știm cu toții și a spus-o și ea în interviu, atunci când, mă rog, în interviu, când a... În declarația de la jurământ, de la depunerea jurământului, aș fi spus, este un om care ne-a inspirat pe toți, așa am crescut, așa am învățat despre universul ăsta cu Carl Sagan. Deci dacă e să jur pe ceva, jur pe Pale Blue Dot, știi? Hai să mergem la Felix, pentru că voi ziceați că Marte e departe, dar Marte nu e tocmai departe și pentru staruri, nu-i așa, Felix? Așa este, stelele sunt mai aproape de staruri, pentru că dacă printre noi sunt vedete staruri, normal, logic, ele sunt mai sus decât oamenii de rând. Așa este, vom vedea în curând stelele de pe Pământ, printre stelele de pe firmament, este bineînțeles o exagerare, dar va fi un program TV, un reality show pe care îl face ITV în Marea Britanie. Stars in Mars, așa îi zice. Da. Nu se știu foarte multe despre acest program, dar se pare că va fi ceva extrem de nou, mai mult aceste, va fi ca un reality show tip Big Brother, în care îi vom putea vedea pe participanți, în acest caz celebrități din diverse domenii, care vor fi, acești oameni vor fi îmbrăcați în costume de astronauți și vor trăi, practic, pe o simulare de pe Marte.
pe o navă spațială unde vor trebui să se descurce așa cum pot, cu toate nevoile zilnice, cu activitățile zilnice și bineînțeles din spate noi cei, audiența, cei care ne vom uita la ei, îi vom vota. Și premiul cel mare va fi, bineînțeles, cea mai strălucitoare stea din galaxie, așa va fi titlul. E vorba de două versiuni, va fi o versiune în UK care se va lansa în 2024, dar vom vedea una mult mai repede în state, în America, pe canalul Fox, în rețeaua Fox, unde se pare că va participa și actorul din Star Trek, William Shatner.